ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Discutăm astăzi despre investiții, în special în ceea ce privește proiectele care sunt unele în derulare, altele au fost finalizate în zona municipiului Hunedoara și spun în zonă pentru că nu doar municipiul Hunedoara beneficiază, să spunem, de aceste proiecte, ci și localitățile arondate. Și după cum bine știți, au fost destul de mulți ani în care mulți dintre cetățeni se plângeau că nu există asfalt, că nu există un cămin cultural adecvat pentru ca oamenii să-și poată petrece poate unele dintre clipele frumoase ale vieții în aceste spații. Iată că acum lucrurile au prins un avânt destul de mare din acest punct de vedere și vorbim și despre investiții în mediul privat care se vor reflecta asupra cetățenilor municipiului Hunedoara și de ce nu și ai județului, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care se plâng că nu au locuri de muncă, se plâng de faptul că și cele pe care le găsesc nu sunt atât de bine plătite pe cum și-ar dori ei, dar aceste lucruri se vor regla, sperăm noi, în viitorul apropiat, pentru că vorbim de investiții de peste 100 de milioane de euro, cu TVA inclus, ca să o stabilim așa din prima, pentru a dezvolta aceste subiecte și alte lucruri care s-au desfășurat în ultimele zile în municipiul Hunedoara. L-am invitat alături de mine astăzi pe primarul municipiului Hunedoara, pe domnul Dan Bobouțanu. Bună ziua, bine ați revenit! Sărumele, mulțumesc pentru invitație. O să vă rog să puneți dumneavoastră la valiera pentru că să ne auzim mai bine. Ne auzim dacă o să și puneți la valiera. Asta înseamnă directul până la urmă, doamnelor și domnilor. Aveți acolo și un buton, dacă vă rog, să-l vă ajut eu sau vă descurcați, cred că da. Este chiar acolo în față, deasupra de acel ecran mic, pentru a ne putea auzi și pentru a putea să vă audă cei care ne urmăresc în aceste momente, să audă tot ceea ce aveți de spus. Ne auzim, regia, ne auzim cu toții? Se aude, e perfect. Bună ziua, așadar. Asta demonstrează că suntem în direct. Suntem în direct și așa pe ultima sută de metri, pentru că veniți direct de la... Și am întârziat câteva minute și îmi cer scuze. Și veniți direct de la un eveniment cu răsune, exact, direct de la locul faptei, cum spuneți dumneavoastră, un eveniment cu răsunet nu doar pentru municipiul Hunedoara, ci cred că pentru județ, pentru că vorbim, așa cum spuneam puțin mai devreme, de investiții de peste 100 de milioane de euro care vor fi implementate în viitorul an și jumătate, și cred că nu greșesc aici, la Hunedoara, ceea ce înseamnă crearea unor noi locuri de muncă. Până la urmă, asta doar pe majoritatea dintre hunedoreni, pentru că am fost un județ puternic, industrializat, lucrurile s-au schimbat în ultimii 20 și ceva de ani și trebuie totuși să puneți ceva în schimb. Și pornind de la ultima remarcă a dumneavoastră, Hunedoara în principal a fost o zonă monoindustrială. Eu din statistici, din ceea ce cunosc, Hunedoara ca oraș a pierdut până în anul 2010, să zicem 2012, aproape 50.000 de locuri de muncă. Deci enorm. Este inimaginabil. La o populație de 90.000 de locuitori care se registra în 1989. Deci odată cu binefacerile intrării... Așa, ca să vă imaginați ca populația Devei în prezent, da. Cu plus minus, binefacerile intrării în UE, pe de o parte, au adus și această pierdere a locurilor de muncă, pentru că cred că a fost una dintre condiții de a deschide piața forței de muncă. Nu mai discut toate detaliile, dar se cunoaște. Doar în combinatul siderurgic existau 19-20.000 de locuri de muncă și astăzi vorbim de 700. Și dacă enumerăm mai departe întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara, ICSH-ul, fabricile care erau de tricotaje, de
încălțăminte. Sau și-au redus considerabil. Și-au redus considerabil angajații, potențialul exact. Angajații. Minele de fier, teleoghelar, foarte, foarte multe lucruri de muncă. Dacă ne întoarcem acum în prezent la ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva ore, da. Pe Știșu Mare, pentru că acolo este amplasamentul, lucrurile par a se mai îndrepta din acest punct de vedere. Da, într-adevăr, este vorba de o investiție privată. Discuțiile se poartă cu administrația locală de foarte multe luni de zile. Nu a făcut nimic public până acum, a zis, haideți să vedem, să luați terenul, să luați avizele. O societate care aplică pe un startup, deci vorbim și de un ajutor de stat foarte consistent de, cred că, de 20 de milioane de euro. Este o companie cu capital companie cu capital integral românesc și care intenționează, urmează să implementeze o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro, 100 de milioane de euro cu tot cu TVA, ca să vorbim în termeni exacti. Meritul principal al celui care i-a direcționat către Hunedoara, în urma discuțiilor care s-au putat la Ministerul Antreprenoriatului, sunt ale lui Lucian Rus, care în momentul respectiv era secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului. Evident că acolo vin toți investitorii pentru a discuta zonele, Hunedorean de-al nostru, de vean de-al dumneavoastră până la urmă. Acolo se discută toate zonele cu potențial unde pot fi făcute aceste investiții. Nu a fost singura zonă Avem și imagini filmate cu puțin timp în urmă, chiar aici, pe acest amplasament. Nu a fost singura zonă care putea să îndeplinească aceste condiții, au mai fost și altele, dar în urma discuțiilor, așa cum spuneam, nenumărate, între noi ca administrație și investitorii respectivi, au fost convinși să investească la Hunedoara, pentru că este o infrastructură bine pusă la punct în ceea ce privește energia electrică, în ceea ce privește gazul metan, sistemul de apă și canalizare. Este vorba de o zonă, accesul la autostradă, este vorba de o zonă aflată în proximitatea fostului combinat siderurgic al Hunedoarei și aici, așa cum știu hunedoareni, era zona materii prime, aici se depozita minereul de fier de la Teleu și Ghelar, totodată minereul de la Crivoi Rov și minereul adus din America de Sud. Practic, pe o suprafață de 5 hectare, de 50.000 de metri pătrați, se va desfășura o fabrică cu hale. Acesta este componente, terenul unde va fi amenajată această... O hală cu suprafață de, sau mai multe hale cu o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați. Este vorba de o fabrică de aluminiu. Mulți se întreabă, nu va fi poluare? Că aici este întrebarea multora, am văzut și în mediul online la doar câteva minute, câteva secunde cred că după ce au apărut în online aceste informații, oamenii asta întrebau de poluare pentru că știu și au trăit Nu este o fabrică acea poluare care, de odinoare care va și lucra cu tehnologie foarte avansată, practic așa cum spun ei, fabrică de aluminiu verde, până la urmă ca să obții aceste acorduri de mediu este foarte greu. Important este că în cuvântul unuia dintre directori a fost și remarca Hunedoara a fost celebră prin industria metalurgică. Industria metalurgică revine înapoi acasă la Hunedoara. Și lucrul acesta zic eu că este extraordinar de important pentru zona noastră. Există în continuare resursă umană calificată care să poată să lucreze destul de repede, să se adapteze la noile condiții în aceste fabrici. Și dacă nu există, sunt destul de multe instituții, mă gândesc aici și la școlile profesionale și la facultățile din domeniu, care pot până la urmă să școlarizeze. Pentru mine, eu ar fi greu să dau detalii tehnice, a fost un director acolo care a explicat toate detaliile tehnice și dumneavoastră când a fost la conferința de presă le-ați înregistrat. Sunt foarte importante acele detalii care le-a dat. Ce înseamnă o fabrică de aluminiu care respectă indicatorii de fabrică verde? Ce înseamnă locurile de muncă? Ce înseamnă salarizarea?
Deci discuțiile acestea s-au purtat acolo. Aici, în imaginile pe care le-am văzut puțin mai devreme, să explicăm și celor care ne urmăresc de ce s-a apucat primarul, președintele de Consiliul Județean, domnul Lucian Rus și reprezentantul companiei care investește în această zonă, de ce v-ați apucat și de ce ați pus mâna pe hârleț. Practic ați dat startul simbolic cumva acestor lucrări care vor demara aici la Hunedoara. Spunea reprezentantul companiei că e vorba despre un puț de minus 20 de metri. Ați săpat așa, primii 20 de centimetri, primii să spunem. Primii 20 de centimetri. Dânsul ne-a pregătit surpriza de a ne pune la lopat așa primii, ca să vedem cât de ușor sau cât de greu este. Țin minte că și atunci când am deschis magazinul de demal la Hunedoara, unul dintre frații, Pavel, m-a chemat la inaugurare și în loc de foarfecă și celebra panglică, el avea o stinghie de lemn pe care scria Dedeman și mi-a dat un fierăstrău din acela electric, unul el și unul eu, să tăiem. Se uita la mine acum să vadă, mă descurc sau nu mă descurc? A tăiat poate chiar mai repede că domnia sa și a zis, bun, mister, e foarte ok, te descurci, înseamnă că fabrica o să aibă succes și are succes la Hunedoara. Cred că tot așa s-a gândit și investitorul. Nou. Hai să vedem dacă știți să împlântați hârlețul în pământ. Lăsând gluma la o parte, ceea ce am înțeles cu toții de la conferința de presă este că, sau mă rog, eu știam dinainte acest lucru, este o investiție de aproximativ 100 de milioane de euro în care este inclus acest ajutor de stat despre care am vorbit. O investiție susținută și de Consiliul Județean, pentru că evident eu am discutat și cu președintele Laurențiu Nistor rugându-l să aibă discuții la Ministerul Antreprenoriatului pe acest subiect de a aduce investitori către Hunedoara, chiar dacă, remarc încă o dată, în fișa postului oricărui primar din România nu scrie niciunde să aduci investitori sau cum să faci. Problema este că trebuie să te preocupe și pe noi ne-a preocupat, am spus-o de nenumărate ori că ne preocupă acest lucru. Am găsit și soluția prin acest dialog care l-am avut cu președintele Laurențiu Nistor, la rândul domniei sale cu domnul Rus, eu cu domnul Rus, a venit investiția la Hunedoara, urmează, astăzi s-a eliberat certificatul de urbanism de informare, sunt niște parcele care trebuie alipite unele de altele, să facă un singur CF, după care vor depune pentru autorizația de construcție. Noi ne mișcăm repede cu hârtiile, nu avem niciun interes să pierdem timpul, pentru că beneficiarii, dacă este să zic așa, adevărați aceste investiții, sunt hunedoreni, în primul și în primul rând, și administrația locală, în al doilea rând, prin colectarea impozitelor și taxelor la bugetul local, impozite care susțin celelalte proiecte din municipiul Hunedoara. Deci vor începe construcțiile anul acesta, urmând ca undeva în 2024 să se facă primele angajări, dar vor fi trimiși la niște cursuri de specializare în Italia. Este și firesc până la urmă. Este și firesc, sunt utilaje de ultimă tehnologie. Pe care nivelul de salarizare, să despre care am și discutat cu investitorii, n-au putut să, sau mă rog, mi-au dat o cifră, dar nu vreau să o fac publică, nu este treaba mea până la urmă. Sunt salarii, eu cred că sunt cele mai mari salarii în momentul de față din privat, din municipiul Hunedoara și astfel începem să regleze ușor-ușor și acest segment care, conform unor bârfe, era ținut intenționat pe loc de anumiți antreprenori din Hunedoara, fără să dau nume, fără să spun ceva concret, bârfele. Acum, gura oamenilor este greu să oprești să vorbească. Dar este clar că mi-au spus, nu vă faceți grijă, România nu este o țară de mâna a doua, românii nu sunt cetățeni de mâna a doua și vom căuta să atragem forță de muncă cât mai bine calificată și plătită cât mai bine în municipiul Hunedoara, cu siguranță. Până la urmă și salariile sunt date în funcție de ceea ce pot să sigur facă acele persoane, absolut, de calificările de cei care vor fi pe care angajați. Le-au. Nu, mă gândeam aici la cei care spun că nu merg să muncească pe salariul minim pe economie, în condițiile în care mulți dintre ei nu au nicio specializare. Acum, dacă ne uităm la aceia care scriu pe Facebook că nu merg să muncească pe salariul minim pe economie fără a avea într-adevăr nicio calificare, eu vă spun că noi avem
salariu mai mare decât minim pe economie la spații verzi și nu vin să lucreze. Vedeți cât e de mare iarba, ce probleme avem. Dar nu reușim să la ușă, nu reușim să la ușă să vă ceară da, locuri de muncă bine plătite. Nu reușim să angajăm nu 10, nu 5, 2 cosași, 2. 2. N-am reușit deloc. Salariile, vreau să mă credeți, sunt mai mari decât salariul minim pe economie, plus bonuri de masă, plus echipament de protecție, tot ce spune legea. Nu reușim. Apropo de cerința aceasta de salarii, de locuri de muncă. Bun, revenind la investiție, au spus că vor avea nevoie undeva între 150 și 250 de angajați la momentul anului 2025, în al doilea trimestru, deci asta înseamnă aprilie, mai, iunie 2025, moment în care vor produce deja aceste profile din aluminiu. Acela este momentul în care fabrica ar trebui să fie ridicată și să înceapă producția, ridicată cu cele două cuptoare, așa cum a explicat astăzi. Lucrările ar trebui să înceapă cât de curând, deci este vorba de autorizația de construcție. Era și constructorul care se va ocupa la conferința de presă, care se va ocupa de ridicarea fabricii. Dumnezeu să ne ajute pe toți să se țină de cuvânt. Aveți emoții altfel, din acest punct de vedere? Spun, întotdeauna, când lucrurile nu depind de mine, și aici nu depinde de mine, ce a depins am făcut, dar nu mai depinde de mine, pot să am emoții. Și mai bine să pun rău în față. Am avut discuții cu dânșii nenumărate înainte de a se lansa conferința de presă. Sunteți siguri. A fost ținută cumva la secret până acum, pentru că a fost o surpriză da. Pentru noi toți, cred, da, sau da, pentru mare parte dintre noi această investiție. Am primit inclusiv copie după cea de finanțare aprobată de Ministerul de Finanțe, cu toate semnăturile de rigoare, privind ajutorul de stat, ca să fie cât mai convingători. V-a spus, foarte multe discuții au fost pe tema asta la primăria Hunedoara. Dar, de aici încolo, constructorul sper să reușească să învingă sistemul birocratic de repede și să se apuce să ridice construcția. Doamne ajută să fie de bun augur până terenul la urmă. Terenul a fost achiziționat de dânsii, este terenul lor, astăzi a fost eliberat certificatul de urbanist de informare, cel care va căz mai multe parcele, așa cum am spus la început, cel care va uni toate parcele, unde va rămâne un singur CF, pentru că cu acel CF vii în momentul în care soliciți autorizația de construcție. Să fie într-un ceas bun, cum a spus și dumneavoastră, să se realizeze această investiție. Și să-i mulțumesc în mod deosebit. Tăiem și panglica, nu? Cum spuneam puțin mai devreme. Și totul până la urmă în beneficiul hunedorenilor. Să-i mulțumesc în mod deosebit la acest moment domnului Lucian Rus și domnul Laurențiu Nistor. Ei sunt oamenii care au direcționat investiția către Hunedoara. Noi am fost beneficiarii. Un alt județ, o altă localitate. Cu siguranță, da, au fost mai multe. Nu, dar mai spunem care, pe urmă. Nici nu mai contează. Este suficient, nici nu mai contează. Noi suntem beneficiarii. Iar dacă noi este ca administrație să avem un merit, meritul nostru este că ne-am vândut marfa cât mai bine. Am dus acea muncă de convingere de ce municipiul Hunedoara cât mai bine. Cam asta și v-a ieșit și de data aceasta, a ieșit așa cum ați plănuit. Timpul trece foarte repede și o să discutăm în continuare și despre investițiile pe care le-a făcut primăria municipiului Hunedoara de data aceasta în comunitate, pentru că vorbim aici, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, de data aceasta ne oprim la Peștișul Mare, pentru că aici căminul cultural vechi de câțiva zeci de ani, 50 de ani, iată, nu a mai fost reabilitat. Nu a fost modernizat, practic era o clădire nefuncțională, nu putea să se organizeze vreun eveniment acolo pentru că probabil erau puși în pericol și cetățenii. Iată că ați reușit prin intermediul unui proiect de vreun milion și ceva de mii de lei să reabilitați și să-l modernizați. L-ați și inaugurat la finalul săptămânii trecute, au fost 10 de locali, nici sute cred că de oameni care s-au alăturat acestui eveniment, nici să vadă ce ați reușit să faceți aici. Sincer, nu m-am așteptat ca o asemenea investiție să strânească un eco atât de mare.
Până la urmă, era vorba de un cămin cultural. O clădire care așteptam cu toții să se distrugă singură, pentru că nu mai avea acoperiș și zidurile abia se mai țineau în picioare. Iată, avem în imagini înainte. Da, nu știu dacă aveți și imaginile de dinainte. La un moment dat funcționa un butic acolo, nu mai era nimic. Deci deja era aproape de prăbușire. Dar la o ședință de analiză cu angajații primăriei, mi-am adus aminte că toți politicienii porneam în campaniile electorale de la Peștișul Mare și începeam să le povestim oamenilor primul lucru. Refacem căminul cultural. Practic, nu refăcea nimeni deja căminul cultural. Știau toți toată. În 2016 mi-a spus domn primar, domn viceprimar, eram viceprimar în campanie, promite-ne orice, nu mai zi pe aia cu căminul cultural, lasă așa că știi că nu se mai nimic. Și atunci am făcut un studiu, după care am făcut proiectarea tehnică. A lucrat o societate foarte bună, o societate care, să știți, că avea angajați și din Hunedoara, apropo de locurile de muncă. Până la urmă toate societățile care se angajează unor la astfel de lucrări, cred că ar trebui să fie așa, pentru și că totuși câștigă oamenii din Hunedoara banii, că nu-i câștigă de pe Marte. Apropo, iarăși de locuri de muncă, deci societățile suferă de lipsa resurse umane. Sunt 64 de șantiere în Hunedoara, la 64 de șantiere, 64 echipe de lucru, da? Ar vrea să aibă și mai mulți oameni, da? Nu-i găsești. Bun. Și am refăcut în totalitate căminul cultural, de la acoperiș, căpriori, zidurile de sprijin, centură de beton, tot, absolut tot. Interiorul, da, practic nu mai era folosit. El fusese așa. Nu, mai suntem penibili cum am putut să-l ținem atâția ani de zile. E bine că în momentul de față am zis, haide să-l inaugurăm. Noi l-am terminat mai de mult, dar, sincer vă spun, parcă aveam o teamă așa de a-l inaugura. Zic, să înceapă să se distrugă, haide să căutăm un partener. Căutăm un partener, că nu e ok să pun un angajat din primărie care să stea cu fundul pe un scaun în sală și să facă ce? Evenimente n-ai în fiecare zi, nu? Și atunci am intrat într-un parteneriat cu biserica din sat, cu preotul Miricescu, și a zis, părinte, facem un parteneriat, noastră să aveți grijă să nu se întâmple nimic pe acolo, noi vă trimitem cine vrea să aibă evenimente, să vorbească cu dumneavoastră, cu deci plata utilităților, cu tot, da, pentru că locuiește chiar în sat. Și parohia desfășoară și multe activități sociale și atunci este mult mai simplu de avut grijă de el. Trebuie să ai grijă de bunul respectiv. A investit cam 12 miliarde de lei vechi în el. 1,2 milioane de lei noi, da? Și ceea ce a ieșit s-a văzut duminică, când pur și simplu nu mai puteau intra oamenii în cămin. Ne sufocam de câți oameni eram acolo. Eu nu mi-am imaginat că vor veni atâția doritori să vadă un spectacol pe care l-a organizat, de fapt, tot primăria Hunedoara. Să nu vă imaginați că le-am spus la final colegilor mei. A fost o minune, nu? Cum spuneați, da, atâtea campanii electorale care li s-au promis reabilitarea acestui cămin, iată că în sfârșit... Preotul Miricescu, filmuleț. Și le-am spus colegilor, vedeți, un eveniment la care au participat 200 de oameni fără să ne costă niciun leu. Niciun leu. Noi n-am plătit niciun leu pentru crearea acestui eveniment. Păi de obicei, din bugetul local se scot niște bani destul de frumoși pentru a se organiza un spectacol folcloric, iată, un doamnă, astfel de eveniment. Doamnă, vă spun, nici un leu. Ba mai mult, la final, sătenii au și făcut o masă acolo, ne-au invitat și am stat împreună și am mânca niște sarmale făcute în Peștiș, foarte bune, foarte bune. Vă credem pe banii dânșilor. Rest, toată activitatea a fost făcută gratis de angajații primăriei, drept pentru care le și mulțumesc doamnei Mariana Suciu, care este noul director al Centrului Cultural Corviniana. Toată lumea din municipiul Hunedoara știe de Mariana Suciu, cântăreața de muzică populară, pădureanca noastră. Mulțumesc ansamblului Hațegana, care adevărat sunt plătiți de noi, repetă la Casa de Cultură, dar vă spun, nu au primit alți bani în plus, să nu se înțeleagă altceva. O zi liberă, atât că a fost duminică.
Mulțumesc lui Vasile Enea, coregraful copiilor de la dansuri populare, care a venit împreună cu copilașii, care de curând au câștigat un trofeu foarte important la Varna. Noi am fost anul trecut la Varna într-un proiect pe urmele lui Iancu de Hunedoara la bătălia de la Varna, locul bătălie de la Varna, când moare regele maghiar. Iancu de Hunedoara, neputând atunci să-l salveze, a fost o mare înfrângere a creștinilor la Varna. Și am stabilit un fel de relații și astăzi am primit, zilele trecute am primit o invitație de la primăria din Varna, un eveniment creat de dânsii, cu să trimitem pe cine avem noi, cu dansurile populare, l-am trimis pe Vasile, un festival, l-am trimis pe Vasile Enea cu copii și a câștigat locul întâi. Și el mi-a explicat, a zis, Vasile, acolo la Varna, noi am făcut-o pe banii cetățenilor. Trebuie să veniți cu locul întâi. Și l-a zis, domn primar, să știți că au fost junii Sibiului, de exemplu, participa și ei. Sunt Vasile face o muncă cred că chiar senzațională de către domnul Enea la acest eveniment. Da? Uite, care să știți că eu nu l-am văzut. Nu, Rosi, nu dacă poți să-mi confirm sau nu, ceea ce am... Exact, da, deci da? Așa este, da? Într-adevăr. Iată, avem imagini da. Și seniorii de el acolo. Vasile este cel care îi sufletul acestei trupe, acestui ansamblu de dansatori mici. Imaginați copiii aceștia la vârsta lor de 10-12 ani și mai mici să nu stea ei pe TikTok, pe Facebook, să nu stea ei pe internet și să meargă să câte două ore în fiecare zi să învețe pașii, să repete, să călătorească atâtea sute de kilometri, că nu-i chiar aproape Varna. Și să se mai întoarcă acasă și cu marele trofeu. Cu marele trofeu. Ei, ei au participat la această inaugurare a Căminului Cultural de la Peștiș. Este un merit deosebit. Avem în imagine și trofeul pe care acești tineri l-au obținut cu multă muncă și trudă, cu siguranță, pentru că nu este ușor să ajungi în acest punct și cred că îi sprijiniți. Sprijinim financiar. Exact, noi sprijinim financiar. Vorbesc de cântăreți care sunt angajați, de Vasile. Facem tot efortul de a-i trimite în aceste... la aceste concursuri, evident, mi-am făcut o listă imediat, mai ne trebuie pentru copii să cumpărăm un alta, sigur că, dar niciun efort nu este prea mare, trebuie să găsim banii dacă suntem chipzuiți să sprijinim. S-a și demonstrat de ce. Am creat la Peștiș, repet, acolo este un loc de joacă nou, este destul o filmare din dronă, nu, un loc nou-nouț, care l-am făcut tot noi de curând la Peștiș, iar în spate se vede terenul sintetic de în fotbal dotat, uh-huh, da, spatele școlii cu instalație de nocturnă. Am căutat să facem și acest lucru pentru cei din Peștiș. Este o comunitate foarte mare. Sunt aproape 1000 de suflete în localitatea aparținătoare Peștiș. Ca să zic așa, nu sunt comune mult mai mici decât localitatea noastră. Corect. Care aparține de Hunedoara. Nu dau exemplu clasic, Bătrâna cu 89 de locuitori. Aici vorbim de 1000 de locuitori. Am adus apa, am introdus canalizarea, încă mai avem de lucru, e adevărat, mai are de lucru societatea care a câștigat licitația și la canalizare. Noi am asfaltat, venim din urmă cum termină dânsii, venim din urmă cu asfaltul și vrem să lăsăm toată localitatea ca pe o zonă rezidențială, dacă vreți, care aparține, fiind foarte aproape de Hunedoara, cu drumuri bune, cu infrastructură de apă și canal, cu rețea de internet, cu loc de joacă pentru copii, cu teren de fotbal, cămin cultural. Ultimul obiectiv este școala primară pe care vrem să o reabilităm cât de curând. Ne vom apuca și de ea. Aveți unde funcționează proiect, și grădinița. Da, deja, da, da, deja avem și acolo, sigur. Deci sigur. Vor demara cu siguranță. Da, și acolo vrem să demarăm aici lucrările. Nu vrem să pierdem timpul. Cu cât terminăm mai repede, cu atât putem să spunem obiectiv îndeplinit și la Peștiș. Și ușor, ușor, prin fiecare sat. Iată că este folosit la maximum acest loc de joacă de către copiii din localitate și mă gândesc că la 1000 de suflete sunt destul de mulți copii. Sunt foarte mulți aici. Copii, cum să nu, foarte mulți.
O investiție importantă, așa cum spuneam. Bineînțeles, la fel de importante sunt și străzile, și apa și canalizarea pe care le-ați amintit puțin mai devreme. Acesta este noul cămin cultural, putem să-i spunem noul pentru că a fost reabilitat și modernizat în totalitate. Și dacă tot ați discutat puțin mai devreme și despre ansamblul Hațegana, tot în acest weekend a avut loc la Hunedoara și la Deva și Gioagiu, bineînțeles, dar au poposit și la Hunedoara cei de la Festivalul Carpatica, asta însemnând în total aproximativ 300 de persoane venite din mai multe colțuri ale țării, chiar și din străinătate, dansatori profesioniști și cei din orchestre, toți au fost aici la noi, în județul Hunedoara, cum spuneam, au poposit și la Hunedoara și vremea v-a cam pus în încurcătură puțin, că altfel lucrurile ar fi mers, cred că, strună. Am auzit niște cuvinte foarte frumoase despre acel festival de la Mariana Suciu. Îmi cer scuze, când a vrut să plec de acasă a început o ploaie în Hunedoara, dar n-am putut să ies nici din, nici din fața blocului. N-a mai trebuit de fapt să o sun, că i-am scrisese deja, domnule primar, îi băgăm în Casa de Cultură și toată lumea a intrat în Casa de Cultură unde s-au desfășurat evenimentul. Ar fi trebuit să aibă loc și o paradă. Dar mi-a spus, este păcat să-i pierdem și să nu-i aducem de zilele Hunedoarei. Nu știu cine îl organizează. Și cu atât mai mult, nu poate cineva să spună că sunt ipocrit pentru că laud organizatorii, că nu-i cunosc. Dar din ceea ce am aflat, doar cuvinte de laudă. Deci este clar că oamenii aceștia au muncit foarte mult și aștept cu drag din nou la noi la Hunedoara în 21 iulie, la parada Portului Popular, în municipiul Hunedoara. Invitația și oficial. Le lansez acum oficial. Cu siguranță suntem urmăriți de foarte mulți oameni și o să le lansăm și o invitație scrisă. Sunteți chiar mândru rămas, de tinerii dumneavoastră. Chiar a rămas mirat de ceea ce spunea toată lumea. Dom'le, senzațional ce frumos ori arătat. Revin cu întrebarea. Sunteți mândru de ce reușesc acești tineri să facă și până la urmă reprezintă și Hunedoara. Deci foarte mândru de copiii aceștia și sincer îmi pare rău de cei care au ales din motivele lor să părăsească echipa lui Vasile Enea, pentru că au fost câțiva tineri care au mai vrut să mai danseze. El, săracul, a intrat așa într-o depresie, a venit la mine, domn primar, nu vreau să mai ocup, m-au părăsit, m-au trădat, Vasile. Hai puțin, hai luăm de la capăt, uite, cu copilașii aceștia. Și a luat-o Vasile de la capăt, în câteva luni de zile, a obținut acest trofeu la Varna. Niște copii care, probabil că în urmă cu ceva timp, nu știau să danseze, pentru că, într-adevăr, a fost o trupă mare de dansatori, de 16-17 ani, care, așa cum spunea Vasile, l-au trădat. Și au plecat de la noi, Vasile. O luăm de la capăt. În viață se mai întâmplă și astfel de lucruri. Asta nu înseamnă că și atât nu găsim venit soluții. Imediat și confirmarea. A venit confirmarea. A venit confirmarea. Mulțumesc și veteranilor. Sunt oameni de vârsta mea care dansează pe scenă ca în anii tinereții și care sunt foarte mândri de a ne ajuta în tot ceea ce înseamnă această expunere a ansamblului Hațegana al Casei de Cultură din Hunedoara. Și cursul a mers cumva firesc, pentru că weekendul acesta, așa cum spuneam, au fost foarte multe evenimente culturale. Am ținut dintr-un eveniment în altul. Exact, ați avut așa un buchet foarte bogat de evenimente și ajungem încet, încet și la premiul, la distinția pe care ați oferit-o hunedoreanului Florin Busuioc, Busu, cum majoritatea îl cunoaștem, un eveniment care a împărțit cumva lumea în două, pentru că sunt cetățeni care s-au bucurat de acest eveniment, dar în egală măsură sunt și oameni care se întreabă de ce ați oferit acest titlu lui Florin Busuioc, ce a făcut el pentru Hunedoara, de ce să îi acordați, iată, titlul de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara și ar fi bine să le răspundem și celor care și nouă ne-au scris și le mulțumim că își arată interesul pentru toate aceste evenimente. Ceea ce a făcut
domnul maestru Busuioc pentru Hunedoara este mai mult decât ceea ce am făcut poate unii dintre noi pentru Hunedoara. În primul rând, acest titlu de cetățean de onoare al municipiului Hunedoara nu acordă nicio recompensă financiară. Invidia ne mănâncă pe toți, ne omoară. Nu are dreptul la nimic. În cer iertare, are dreptul la transport local gratuit. Dar nu este nevoie. S-a scos cu chestia asta. Când vine okay. La Hunedoara, e asigurat. Deci, practic, nu primește niciun ban din partea comunității. În schimb, acești oameni sunt niște valori care au fost produse de școala hunedoreană. El a învățat la liceul de matematică fizică din Hunedoara, unul dintre cele mai bune licee și la vremea aceea și la vremea aceasta din România. Este recunoscut acest lucru. A plecat într-adevăr, cred că undeva după Revoluție, după ce a avut o carieră interesantă ca și actor la ceea ce se întâmpla în Hunedoara, ca și component al diverselor cenacluri care erau pe lângă Casa de Cultură sau Clubul Siderurgistu. A intrat la IATC, dar omul acesta n-a uitat niciodată că este din Hunedoara, pentru că nu cred că este cineva care s-a născut în Botoșani și o să spună că a uitat de Botoșani, de Constanța sau de Severin. Am ales așa, întâmplător. În momentul în care a devenit din ce în ce mai vizibil pe micile ecrane sau în piesele de teatru sau pe marile ecrane, auzeam în stânga și în dreapta Florin Busuioc de la Hunedoara. Eu nu l-am cunoscut, că n-am avut cum. Am început să mă interesez și atunci am văzut, da, domnule, omul acesta este un produs al școlii hunedorene. Prin voință proprie, printr-o educație ulterior în care s-a educat în București la facultate, prin meritele lui, fără să stea cu mâna întinsă la statul român, a devenit o personalitate a teatrului, a filmului, a televiziunii, care este foarte importantă. Nu este la și alții televiziunea. Că a zis, da, bine că a obținut premiu pentru meteo. Nu este la și alții. Este la fel de importantă, pe același palier. Prin munca lui proprie. L-am auzit de multe ori vorbind despre Hunedoara, că este din Hunedoara. Expunerea unui astfel de om, la nivel național, poate să atragă și expunerea localității tale. Sunt din Lupeni. Sunt din Hațeg. Sunt din Deva. Nu așa spunem toți. Și am zis, domnule, omul este din Hunedoara. Are merite, se încadrează la ceea ce înseamnă procedura noastră de acordare a titlului și port o discuție cu dânsul. A fost în urmă cu ceva timp cu o piesă de teatru la Hunedoara, am purtat, a fost foarte încântat. A zis și prezentarea care am făcut-o, n-am încercat să epatăm și să aruncăm cu vorbe gratuit așa doar ca să-i facem pe plac. Am spus adevărul și a fost profund emoționat. Un om de televiziune emoționat, să mai puțin, să știți, că nu se prea emoționează. Și domnule primar, ce să zic, orașul ăsta este orașul meu până la urmă. Omul acesta va vorbi despre Hunedoara, unde se va duce. Și o face. Imaginea lui se va răsfrânge și asupra imaginii orașului nostru. Asta este important. Imaginea lui Bogdan Lobos, care a lăcrimat la momentul conferirii titlului și care la fel s-au trezit câte unii să spună că de ce i-am dat titlul de cetățean. Se va duce și asupra imaginii municipiului Hunedoara. Imaginea lui Florin Piersic, care iarăși atunci s-au trezit câte unii că ce merit are pentru Hunedoara a lui Nicolae Covaci de la Phoenix, a echipei din generația de aur a Corvinului, toate aceste lucruri creează imagine și municipiului nostru. Odată creează imaginea unui municipiu care își recunoaște valorile. Ce este mai frumos? Să recunoaștem ce au făcut unii oameni. De ce trebuie să fim atât de cârcotași cu orice faptă bună? Pe principiu, orice faptă bună trebuie să rămână nepedepsită. A recunoaște că sunteți un antreprenor de succes din partea unui OAT, dar de ce l-o fi lăudat? A recunoaște că este un profesor de succes care a demonstrat, cum este domnul director Marinescu, da? Că lua de curând un premiu din partea
matematicienilor. Dar de ce l-o fi lăudat? Ce prieteni are? Aș fi onorat să fiu prieten cu domnul Busuioc, dar am spus, l-am întâlnit doar de două ori în viață. Prima dată când l-a rugat să accepte titlul, trebuia să-l întreb, evident, și a doua oară când l-am acordat în urma votului unanim din Consiliul Local. Dar până la urmă, ei sunt prietenii tuturor hunedorenilor. Ei sunt prietenii Hunedoarei și vrem ca acest segment de cetățean de onoare să extragă din societatea națională și internațională pe toți hunedorenii care au demonstrat că au făcut ceva în viața lor, cu viața lor și indirect și pentru noi ca hunedoreni. Cred că răspunsul este mai mult decât elocvent pentru cei care au scris și s-au întrebat de ce Florin Busuioc este cetățean de onoare al Hunedoarei, ce a făcut pentru Hunedoara de merită acest titlu. Cred că le-ați ajuns cu răspunsul la suflet celor care aveau semne de întrebare cu privire la acest subiect. Până la urmă, cum spuneați, este un hunedorean care poate să pună cumva o piatră acolo de temelie în promovarea județului și mai mult. Și tot despre asta discutăm, să promovăm, cum promovăm, ce facem. Ei, iată că și acesta este una dintre soluțiile pentru a putea să aducem Hunedoara, județul și municipiul Hunedoara, bineînțeles. Acum castelul nu mai are nevoie de nicio prezentare, cred că, dar întotdeauna este loc de mai bine și cu cât mai multă promovare, cu atât mai bine pentru noi toți până la urmă. Și sunt multe aspecte de discutat aici, probabil că ne-ar mai lua o emisiune să dezbatem acest subiect. Aș vrea însă să discutăm puțin și despre, să trecem așa de la partea de cultură la fotbal, pentru că iată, avem o echipă de Liga a doua în județul Hunedoara. Corvinul Hunedoara a ajuns la această performanță și a adus bucuria și zâmbetul pe echipul tuturor celor care iubesc fotbalul și nu numai, pentru că sunt și oameni care nu au nimic de a face cu fotbalul, dar sunt alături de această echipă. Și Corvinul, Liga a doua, aproape o nouă echipă și o bază sportivă pe măsură. Tot despre imagine este, dacă vreți, până la urmă. Așa cum am povestit sau cum am explicat despre maestru Busuioc, la fel explic și despre echipa de fotbal. Și acolo am văzut cârcotași, ce ne trebuie Liga a doua, vai de capul nostru. Domnilor, Hunedoara poate să renască, este pe punctul să o facă, așa cum ne vrem cu toții, să fim un oraș mândru, un oraș pe picioarele noastre, un oraș cu o infrastructură bună, cu spital bun, cu școli bune, iată, și cu investiții foarte bune. Pentru asta trebuie să muncești și să ai un master plan, să discuți cu oamenii în primul rând, cu echipa ta, dar și cu ceilalți, să accepți orice sfat, și să-l pui în balanță, este bun sau nu, și să începi să creezi acel master plan. Sportul nu a fost niciodată lăsat deoparte, cum nu au fost toate celelalte. Corvinul era un brand. Noi, echipa mea, și aici este vorba și de Ioan Andone, este vorba și de Dan Colesniuc, și de Bogdan Apostu, și de alții, am achiziționat brandul cu bani privați. Nu puteam să-l ținem, să lăsăm acolo în uitare, și să nu încercăm o promovare într-un eșalon care îți dă expunere media foarte mare. Dacă în Liga 3 aveai o expunere cum și când și cum, mai mult creată de echipa primăriei care transmitea live toate meciurile, dar rest doar presa locală, presa națională scria doar pe Liga 2.ro, la și alții, de fapt se numea Liga 2.ro, nu Liga 3. Ei bine, a reușit să promovăm pe meritul sportiv, pentru că s-a mai pus discuția după meciul de la Baia Mare când am pierdut cealaltă promovare cu un an de zile înainte, că s-ar putea să fim invitați și am spus oricum, dacă vom fi invitați în Liga 2 în locul unei echipe care renunță, nu, eu nu doresc. Eu vreau pe meritul sportiv, așa mi se pare corect, să câștig alegerile pe merii nu fraudate. A intrat pe ușa din dos, părea puțin o fraudă, din punctul meu de vedere. Punem brandul ăsta deja sub lupa microbistului din toată țara. Meciurile vor fi transmise de televiziunile naționale. Inclusiv chiar câștigarea unei sume mici, adevărat, dar există și bani pentru expunerea aceasta. În momentul acela, sigur că da, promovăm echipa Corvinu, da? Liga 2,
totul este în regulă. Dar mai promovăm ceva. Corvinul se numește Corvinul Hunedoara. Orașul promovăm. Pentru că cei care vor veni, automat vor filma și prin oraș să vadă ce se întâmplă. Absolut. Automat vor vedea un interes mai mare, vor vedea mai mulți spectatori decât la, nu știu, la voluntari, la Chiajna. Dau și un exemplu să mă ierte cei în cauză, dar poate acolo nu prinde fotbalul neavând 100 de ani ca la noi, nu de altceva. Aici e o tradiție totuși în fotbal. Totul îl gândim nu doar din perspectiva microbistului, totul este gândit din perspectiva orașului. Expunerea finală a oricărui proiect, a oricărui brand al nostru este orașul Hunedoara. Nu există altceva pentru mine și echipa mea decât orașul Hunedoara. Cultură, sănătate, sport, locuri de muncă, infrastructură, totul adunat la final în jurul orașului Hunedoara. Fotbalul ne va duce departe ca expunere media pe noi cei din orașul Hunedoara. O să vedeți că lumea va spune, dacă avem o echipă bună, haideți să mergem și din Hațeg la fotbal la Hunedoara, și din Deva, și din Petroșani, și din Brad, din Călan, din Simeria, automat creând o emulație în jurul orașului Hunedoara. Prin fotbal de această dată. Și acum cu atât mai multe dată sunt acești fotbaliști, acești sportivi fenomenali care au demonstrat și au avut un cuvânt de spus în această perioadă în fotbalul hunedorean, fotbalul românesc. Cumva vă obligă și mai mult acum cu acea nouă bază sportivă, acel teren nou pe care de asemenea mulți nu credeau că se va concretiza vreodată. Știu, înțeleg de ce nu credeau. Pentru că dacă te uiți în statistici, în momentul de față în România, nimeni nu a făcut un stadion nou într-un oraș de rangul 2, cu o populație sub 100.000 de locuitori, da? Cred că nu există. Eu așa știu din ce m-am tot verificat. A fost o nebunie. La început a mea și a lui Daniel Andronache, care era vicepreședinte Consiliului Județean, pe urmă informația către Laurențiu Nistor, mă rog, în același timp, pentru că a fost o discuție într-un cadru mai larg, a reușit. Meritul nostru este subiectiv, că știm noi cât am muncit. Meritul este, până la urmă, al suporterilor care au întreținut acest microb al fotbalului an și an de zile cu o dorință de a reveni, a centrului de copii și juniori care s-a menținut. A tuturor sunt mulți oameni care ne-au ajutat aici și așa cum spuneam, aș fi onorat să le dau o invitație la meciul inaugural pe noua arenă Mihail Klein. Este o investiție importantă care va genera alte locuri de muncă. Este o investiție de 64,5 milioane de euro. Scepticii n-au crezut și nu-i condamn. Cârcotașii în afară de înjurături, la adresa mea altceva nu prea am ce să comentez. Dar oamenii de bună credință, mulți, într-adevăr, și-au pus întrebări, dar au fost și un segment foarte important care a crezut în ceea ce spuneam, pentru că nu prea am făcut promisiuni neonorate. Am căutat tot timpul să promitem doar în ultimă instanță, doar atunci când am zis, oricum se va afla din altă parte, hai să spunem noi că se va face fabrica de aluminiu la Hunedoara. Oricum ați fi aflat, dar am ținut-o până în ultima zi. E bine așa și cu stadionul. În urmă cu ceva timp, nu, câteva zile, a fost postat pe SICAP toată documentația pentru a putea fi vizualizată de cei care vor dori să lucreze la proiectarea tehnică și execuția stadionului de la Hunedoara, iar ca și întrebare firească bănuiesc când vor începe lucrările, bănuiesc că undeva spre finalul anului, dar cu certitudine ar fi în primăvara anului viitor. Cam așa este deadline-ul. Proiectarea ar trebui să se facă anul acesta, care durează 6 luni de zile, și execuția 22 de luni. Deci noi dacă socotim că începem anul viitor lucrările în cele 22 de luni, 2024-2025, și ar cam trebui să fie gata, dar știți noastră, contestații și așa mai departe. Ce înseamnă întârzieri? Eu am spus să-l avem în vara lui 2026. Și atunci am vorbit și cu cei de la club, băieți, nu mă bateți mult la cap,
creați-vă un buget consolidat pe principii reale, nu pe povești nemuritoare că care cât vrea să obține acum că suntem în Liga 2. Jucăm 2023-2024 în Liga 2, 2024-2025, iar din 2025, în al treilea an, atunci putem vorbi de transformarea clubului din drept public în club privat-public și atacăm promovarea. Ca primul meci să-l jucăm, dacă vom fi vrednici, dacă Dumnezeu ne ajută, dacă suntem în stare, primul meci pe nou stadion să-l jucăm în Liga 1. Eu le-am făcut o provocare. Ei trebuie să vadă dacă pot. Deci țintiți la cel mai aceasta înalt este ținta. Nivel în ce privește echipa. Poate să revină cu aproape fiecare componentă dinainte de 89, acolo unde a fost odată, cu aproape, n-a zis cu toate, pentru că vă spun clar și mi-asum ceea ce spun, un combinat siderurgic de 20.000 de locuri nu-l vei mai putea crea la Hunedoara, cel puțin în timpul vieții mele, dar cred că dar trebuie mult timp de soluții... acum înainte, pentru că acum vorbim de energie verde, exact. Acum vorbim de fabrici ne putem mici, adapta, nu vorbim de o fabrică mare care odată ce ai închis-o, ai omorât un oraș întreg. Vorbim de fabricuțe, cu 150, cu 200, cu 300 de locuri de muncă, nu? Atunci când s-a închis combinatul, am omorât orașul, practic. Dar este clar că, în rest, componentele care au existat foarte bine în Hunedoara, care au avut o evoluție bună și rezultate pe măsură, sportul, învățământul, sănătatea, chiar infrastructura în anii 80 era destul de bună. Toate aceste lucruri vor trebui să revină. Și va trebui să spunem, da, am reușit într-un decurs de câțiva ani de zile, 7 ani deja, să facem lucrurile astea. Nu mai avem urși și închidem cercul. Și cine știe, poate îl închidem cu promovarea Corvinului Liga 1. Cred că ar fi motiv de mare bucurie pentru toți hunedorenii până cu la urmă siguranță. Să reușiți să faceți acest lucru. În ultimele minute, 2-3 minute cât mai avem, aș vrea să vă adresez o întrebare venită din partea unui cetățean care a dorit să rămână anonim. De ce nu răspundeți la e-mailurile adresate de către locuitorii Hunedoarei pe site-ul primăriei, inclusiv pe cel al primarului, domnule primar? Ce se întâmplă cu aceste e-mail-uri? Noi răspundem la... Eu cred că răspundem la toate e-mail-urile, pentru că aici nu este ceva clar. Este așa o întrebare. De ce nu răspundeți la telefonul de primar? M-a sunat acum cineva. Am văzut că era în emisiune. Este o echipă de comunicare care, din punctul meu de vedere, își face treaba foarte bine. Dar dacă, într-adevăr, nu i s-a răspuns, și e posibil să nu i s-a fi răspuns, rog, dacă ne urmărește la această emisiune, să lase un număr de telefon și să lase la redacția noastră și mâine, dacă o să-mi dați numărul, o să-l sun eu personal, să vedem despre ce este vorba. Da, poate nu există și niciun e-mail, mesaj privat. Nu există un e-mail care să te pună atât de mult în dificultate încât să-l ignori. Nu, suntem și obligați de altfel. Deci asta este explicația. Să sperăm că e încântat cetățeanul care ne-a scris despre cu privire la această problemă. Iată, sunt probleme pe care poate probleme unii... și probleme, sigur. Exact, și oamenii probabil că vor să ajungă direct la dumneavoastră și să spună ce îi doare, să-și spună oful cu de privire acord. La ceea ce îi nemulțumește poate în municipiul Hunedoara. 2023, suntem așa, cam pe la mijlocul acestui an. Deja ne-ați livrat un pachet considerabil de proiecte, investiții. La ce să ne mai așteptăm până la finalul anului? Că poate vă smulg ceva, că cu investiția asta ați ținut-o așa la secret. Poate ne spuneți ceva în ultimul minut. Eu atât de mult am povestit despre aceste proiecte, tocmai din dorința să le cunoască cât mai mulți hunedoreni. Tocmai din dorința de a fi foarte clar cu ceea ce se întâmplă în municipiul Hunedoara, cu ceea ce se întâmplă cu bugetul local. Nu ascund faptul că avem și noi probleme, ca oricine, ca orice administrație, dar nu pot veni în fața cetățenilor prin intermediul dumneavoastră și să mă plâng. Noi suntem plătiți să găsim soluții. Uneori le găsim mai repede, alteori mai târziu. Poate că am și surprins de multe ori prin proiecte.
am căutat calea cea sigură. Dom'le, hai să facem și să spunem atunci, vedeți că am început. Nu să spunem ce o să facem. E mai bine, poate, dacă punctați ce o să fie, ce o să fie. Ne-a mai scris acum un cetățean, ar fi bine dacă s-ar face ceva și cu gara din Hunedoara, dacă am văzut și întrebările seara pe... Chiar acum ne-a scris un cetățean, foarte pe scurt, că deja am și depășit. Să știți că n-am eliminat posibilitatea asta, noi avem deja două adrese către Ministerul Transportului, v-am spus. Dacă am emoții undeva, am acolo unde nu depinde de mine. Nu depinde de mine gara. Noi am dorit să o preluăm. Dar nu cred că Ministerul Transporturilor ne va ceda cu titlu gratuit nouă gara. Nu cred lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că nu am făcut. Există proba martor. Documentele trimis. Da, sigur că da. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Probabil că ne-ar mai fi trebuit încă cel puțin. Trebuia să spun cu ce noutate venim, nu? Surpriza. O să o vedeți zilele acestea. Dacă zilele unui municipiu, unei comune, unui oraș sunt un eveniment foarte mare și toată lumea se uită la capul de afiș care trebuie să fie acolo și am văzut tot felul de discuții online că nu le-au plăcut de unii și de alții, vă rog să mă credeți că va fi ceva atât de plăcut încât o să ziceți, dar de ce nu ne-a spus mai devreme? Nu vă spun nici acum, așteptăm să semnăm contractul ca să vedeți ce cântăreți celebri vor cânta între 21 și 23 iulie la Hunedoara. Dar sper să mă mai invitați și la altă emisiune să vorbim despre asta. Cu siguranță că noi nu terminăm niciodată discuțiile despre ceea ce faceți aici la Hunedoara. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Mult succes cu toate proiectele pe care le aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâneți alături de noi. Ne revedem după câteva minute.